În primul rând, noi trebuie să găsim în noi forța. Eu sunt convins că această problemă a copiilor instituționalizați este și un fel de test pe care Dumnezeu ne-l dă nouă, să ne demonstrăm că, dincolo de iubirea pe care o putem găsi fiecare față de cel apropiat nouă, de cei din familie, putem găsi iubirea cu care să ne luăm copiii acasă. Pentru că aceștia sunt copiii noștri, sunt copiii țării și prin modul în care suntem în măsură să-i îngrijim și să-i ajutăm să-și găsească calea în viață, demonstrăm că fiecare dintre noi suntem capabili să dăm acestei țări și acestui neam un drum așa cum ne-l dorim și așa cum ne-am dorit și atunci în decembrie 1989. România a pornit în 1990 cu 100.000 de copii instituționalizați în peste 700 de centre și încet, încet lucrurile au evoluat. Din păcate, suntem astăzi încă la 57.000 de copii care, într-un fel sau altul, nu sunt în familiile lor. O mare parte din ei, pentru o mare parte din ei, s-au găsit soluții în alte familii sau îngrijiți de asistenți sociali sau în centre care sunt mai primitoare, dar problema încă nu este rezolvată. Și tocmai de aceea vreau să vă anunț că obiectivul pe care ni-l asumăm ca stat, și aici vorbesc în numele Guvernului și sunt convins că acest obiectiv va fi dus până la capăt, indiferent cine va fi prim-ministru sau cine va fi la guvernare, obiectivul pe care ni l-am propus este ca în 2020 să nu mai avem copii în centre instituționalizate. Acei 8.000 de copii despre care vorbea domnul Dărăbuș, să fim în măsură să îi ducem în familii și să le găsim un loc în care să găsească iubirea în jurul lor, să găsească înțelepciunea oamenilor care îi îngrijesc, în așa fel încât să își găsească o cale în viață. Dar nu e suficient acest lucru. E important să avem și forța, înțelepciunea pentru a opri această hemoragie, pentru ca alți copii să nu se mai adauge celor pe care îi dorim să-i vedem în familie și să-i vedem un rost în viață. Că de foarte multe ori avem legi care pot să fie bune, avem bani, dar nu găsim structura, cadrul prin care toate acestea puse împreună să se întâlnească cu acei oameni determinați, cu iubire, care sunt în măsură să folosească aceste instrumente pentru a evita să ajungem la astfel de probleme sau pentru a rezolva astfel de probleme care apar.